Am să las colega mea de la Diana Foti să înceapă discuția. Bună ziua! Înainte de a începe, doamna directoare, doamna Gabu să ne explice dacă această ședință se face conform prevederilor legale. Și să ne specifice și legea 273 și legea 53 pe baza căreia se face dezbaterea publică. Persoana desemnată din cadrul primăriei care se ocupă de aplicarea legii pentru dezbaterile publice este la aici domnul doamna Ciolomena, care asigură publicare. Bun, și dacă actul pe care noi îl dezbatem a fost postat la ora 23:30 aseară și noi astăzi facem dezbatere publică, legea ce spune? Câte zile, cu câte zile înainte se face dezbaterea publică față de actul care se publică? În câte zile aveți la dispoziție dumneavoastră să... Când? Este, conform legii 52, este un minim de 10 zile cu bugetul afișat pe site, după care... În tot, acum dați voi putem să răspund la întrebarea asta. Întârzierile au survenit datorită întârzierii bugetului național, care știți foarte bine că săptămâna trecută a fost promulgată legea de către domnul președinte. Până la această oră încă nu ne-a survenit din partea Consiliului Județean, nici până la această oră nu ne-au survenit informațiile pe bugetul pentru alocat pentru Clubul și Măgăie. Dar fiind faptul că s-a amânat deja de mult această ședință, am preferat să o ținem totuși dezbatere, dacă considerați și vă doriți. Da. Lăsăm 10 zile în... Nu, eu consider așa, dacă tot ne-am adunat... Și-o mai amânăm încă o dată, dacă este nevoie. Am încercat să... Nu, înainte să stabilim doamna Fotin, astăzi sunteți la contabilitate. Numai puțin, dacă nu vă supărați, dacă... Bun, ne asumăm întârzierea cu care l-am pus pe site. Nu întârzierea care a pus pe site. Numai puțin, vă rog frumos, dacă vă uitați puțin peste el, o să vedeți că partea de salarii învățământ încă nu sunt trecute, deoarece sumele care ar trebui să le repartizez pentru aceste cheltuieli nu mi-au fost transmise încă de Trezoreria Constanța. Respectul asta ne și dorim să ne uităm un pic pe el. N-am avut timpul necesar, din păcate. Nu că l-ați spus târziu, l-ați spus cum trebuie, în termen de, în care spune legea bugetelor. În 15 zile de la afișarea bugetului național. Dumneavoastră a spus dezbaterea publică prea devreme. Deci, aici e problema. Numai puțin, lăsați-mă să termin. Spune așa, la articolul 7, în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetului în condițiile care așa, se zice în felul următor, Direcția Generală a Finanțelor Publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate. Ce facem? Punem în pericol alocarea de sume defalcate pentru cotele de TVA? Nu punem în pericol. Bun, și atunci dacă tot ne-am adunat, noi dezbatem bugetul, asta nu le explicați. Cetățenii vor veni cu recomandări, vor veni cu doleanțe, vor veni cu ceea ce propun ei, dar ca dezbatere publică, oficială, eu o propun să fie în conformitate cu legea, pentru că nu punem în pericol. Eu propun ca dumneavoastră, când, și așa ne spuneți că n-ați putut să faceți bugetul pe învățământ, pe sănătate. Da? Dacă tot nu l-ați făcut, acum discutăm ca să știți ce să mai puneți dumneavoastră după doleți, dacă luați în considerare ceea ce vă propun cetățenii și când va fi nevoie, în conformitate cu legea, vom face dezbaterea publică oficială, în care vom menționa toate aceste, pe lângă, știți că de la termenul de afișare aveți 15 zile... O secundă, dar și cetățenii, nu? Este în regulă să citească întâi propunerea de buget, pentru că poate fac niște propuneri, niște amendamente care sunt deja prinse acolo. Dar vedeți-mă că aici cine vine știe exact ce vrea. Deci dacă se dezbate acest buget, toată lumea asta care a venit aici știe exact ce își dorește. Corect, dar și în momentul în care se dezbate acest buget sau cineva are timpul necesar să ne asculte, noi spunem și acolo în buget să se prindă. Eu de felul meu lucrez contabil. Deci, degeaba îmi promite mie domnul Dragoș Angelescu că la 1 iunie vom avea în curent, uitați, această lume care este în spatele meu,
și care stau vieții oameni nu de acum, de 10, de 15 ani stau fără curent electric. Degeaba, eu înțeleg că domnul Dragoș are toată bunăvoința și își dorește acest lucru sau dorește să ne ajute. Dar dacă în buget nu este prins, domnul Dragoș nu o să aducă bani de acasă să ne tragă nouă curent electric. Sincer, și atunci noi toți care suntem aici știm exact ce dorim, să fim ascultați și atunci cine consemnează în acel proces verbal, în acea, așa să spună, să prindă buget, domnule, pentru cartierul nu știu care, străzile cu tare și cu tare, trebuie alocată suma asta pentru extindere de rețea și nu de același lucru l-am spus și eu. Dar este ideal, ca să nu purtăm discuții cu toți oamenii din orașul, întâi să vedeți și dumneavoastră și noi, dacă curentul electric în zona noastră este prins în buget. Dacă este prins în buget, am eliminat curentul care e prins deja. Dacă nu este prins, atunci dumneavoastră îl solicitați să ia act de asta. De asta spun, noi nu știm ce e prins, pentru că n-am avut timp să studiem această propunere de buget. Deci am văzut ceva, și nu este gata. Mie mi-au fugit ochii și am văzut un semn foarte frumos prin care se spune că nu e prins. Și sunt convinsă de acest lucru, că nu sunt prinși acești bani în buget. Drept pentru care, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că toată lumea care este în spatele meu aici, pentru acest lucru venim. Uitați, oamenii în vârstă și care au... Și sentimentul cărora suntem și noi, doamne, pentru că deci, fiecare an... Doamnele care sunt acolo și doamna de la contabilitate și cealaltă doamnă, deci se scrie clar, se dorește extindere de curent electric, de rețea, pentru că noi plătim taxe și impozite și nu înțeleg de ce. Dar nu înțeleg de ce, pentru ce plătim. Și am spus clar, nici nu vreau să fim duși cu preșul. Eu sunt o persoană care a făcut la Enel o cerere, mi-a venit de acolo acord că pot să-mi trag curentul, dar pe suma de 6.000 de lei. Acest aviz de la Enel mie expiră într-un an de zile, da? Și nu va mai fi mult. De aceea nu vreau să fiu dusă cu preșul, prinzând și această discuție cu bugetul. Vreau să mi se spună clar, domnule, s-a prins și atunci eu mă liniștesc că în cazul în care, dacă nu să mi se dea scris, în cazul în care mie îmi expiră acel termen și nu pot, eu voi da primăria în judecată, că pierd. Da? Orice aviz. Și poate a doua oară mie nu mai îmi acceptă BNL. Drept pentru care de asta suntem aici, sincer. Eu vă înțeleg perfect că am stat și eu 5 ani în situația dumneavoastră. Dar 5 ani dumneavoastră mă întrebați de 5 ani sau de 15 ani. Da, sau de 15 ani. Haideți de acord, fi la vreo să specificați o dată pentru dezbaterea publică oficială. Conform eu. Eu aș veni la sentimentul meu și aș spune că asta... Domnul Filip, domnul Filip l-a terminat. Vă rog frumos. Haideți să stabilim o dată. Ce să stabilim înainte de a vorbi? Și asta e dacă... Dragul meu. Domnul Filip. Domnul Ozi, îmi permis să vorbesc? Nu, am terminat, domnul Filip. Vreau să stabilim o dată. Până trecem mai departe. Ce să stabilim o dată? Am ceva de spus. Nu, am ceva de spus despre separat de data la care vrei tu să obții. Eu am vrut să spun altceva. Am vrut să spun că era sentimentul doamnei și consider că ar fi necesar... Domnul vicepreședinte, vreau să vorbesc ceva și eu auzit, da? Deci ce spun oamenii ăștia așa? Eu consider că oamenii interesați pe probleme de buget și pe problematica din oraș sunt de față. Că dacă cei care sunt de față au și probleme serioase, că de-aia sunt ai nu unul, exact. 1.000 de oameni. Eu cred că ar trebui ca să avem și puțină operativitate vis-a-vis de bugete care, dacă intrăm pe legislație, legislația este lungă și mai durează pe bugetul de stat, bugetul județean. Deci cu cât lucrăm mai repede și mai eficient suntem egoat mai bine. Eu cred că ar trebui să intrăm pe urmele de zi și să începem să discutăm despre buget. Să prindem problemele acestor oameni ca problematice de buget, fiindcă buget. Alte probleme, înțeleg, oamenii ăștia n-au. Au o problemă specială. Sigur, toți avem 1.000.000 de probleme. Dar cu bugetul primării am putea să rezolvăm pasta, să rezolvăm una pe an. Hai să o rezolvăm pasta. O rezolvăm pasta, pe celelalte îi buget, să-i dă bună, le zici, vedem ce apar din aproape la proiect. Că dacă o amânăm pasta pentru o altă dată, iar trebuie să aducem oamenii ăștia de acasă peste 2 săptămâni sau 3, când o să vrem noi să mai facem o altă ședință pe buget. Asta e propunere. Domnul Filip, oamenii ăștia vin de acasă aici pentru că primăria nu le rezolvă problemele. Nu-i aducem noi că ne facem. Dacă tot au venit, hai să o rezolvăm. Dacă tot au venit, hai să încercăm să o rezolvăm. Noi mai amânăm încă o dată. Domnul aspect pe care l-am dat, da. Ne propune să nu respectăm legea,
Nu, să încălcăm legea. Nu, a doua, eu am citit mai devreme, nu erați aici, probabil. Probabil n-ați... Nu, n-am nicio treabă, ilegalitățile nu sunt nici în portofoliul meu de activități, bun, și nu mă interesează. Bun, eu vă spun felul următor, da? Dacă nu se respectă legea, da? Dacă nu se respectă legea, statul nu ne mai dă cote de falcate de TVA și celelalte fonduri pe care noi le primim. Dacă nu se respectă legea, scrie clar în articolul 7. Nu cred că își asumă cineva... Da, nu cred că se pune discuția. Da, bun. Că nu se pune ceva, se pune sau nu se pune problema. Bun, haideți să trecem mai departe. Eu pe tărâmul juridic, nu asta cred că este... Nu-i treaba noastră. Și avem jurnici aici, dacă e... Doamna Fotin, aveți pe buget... Să nu practicăm o meserie fără drepturi. Doamna Fotin, aveți pe buget ceva alocat pentru Dobrogea 1, Dobrogea 2? Dacă e să discutăm, la modul ăsta să discutăm și nu să mai... Aveți ceva alocat? Vă ascultăm, domnul Angelescu. În privința problemei dumneavoastră, de-aia am... Dar nu a mea, că nu este numai a mea. Uitați-vă în spatele meu, da? A orașului, domnul. Problema asta de oraș. Vă rog să întrebați acest domn câți ani are și de câți ani stă fără curent. Dar chiar vă rog să spună domnul. De câți ani are și cum a intrat și țiganii peste ei în curte. Nu se poate așa ceva. Întrebați-vă, rog, câți ani are și cât stă. Nu, dar nu se pare corect, domnul Angelescu, da? La dumneavoastră în zonă. Am venit și v-am explicat. Problema e că nu s-a rezolvat nimic, domnul viceprimar. Da, problema este că nu s-a rezolvat nimic, pentru că discutăm de niște pași legali care trebuie să... Păi de 5 ani pași legali tot timp faceți. Poate nu înainte și 7 înapoi. Colegule, lasă-l să vorbească, după aceea intervii. Exact, lăsați-l să vorbească. Dacă am venit să ne acceptăm, prefer să nu mai deschid discuția și să vă las să vă faceți... Ori ne spuneți ceva concret, ori vă las să vă faceți... Termină o dată. ...discuția, ori dăm dați voi să... Dar la fiecare... La fiecare ședință trebuie să ducem lucruri la modul ăsta, nu putem să avem un dialog. Păi nu, dar nu putem să avem un dialog. Vreau să știm de ce dăm, că le-am dus pe la proiect și m-am făcut. Problema acelei zone punctual, că nu discutăm doar de Alexandru Iliad, discutăm și de prelungirea 1 Mai, discutăm în principiu de tot ce este la vest de strada Muntenii, acolo unde nu au existat reglementări urbanistice. Pentru că toate construcțiile care s-au efectuat acolo s-au făcut pe puzuri individuale care și-au construit cu oameni casele, că altfel nu aveați cum să vă faceți casele, da? V-am explicat foarte clar că avem nevoie de plan urbanistic general aprobat cu care să mergem către Enel. Perfect, am început o corespondență cu Enel pe tema asta acum mai de curând, în care mă anunță și Enelul. Îmi spune că domnul Antonov a făcut adresă, îmi spune că sunt mai mulți trecuți într-o anexă la această cărție, da, care mi-a venit pe data de 16-a 2-a, adică acum 6 zile, că a intrat în primărie, și în care spune clar că am nevoie de plan urbanistic general în vigoare la dată, plan urbanistic zonal, procesele verbale de bonare a drumurilor publice, sunt mai multe, o listă de documente urbane care reglementează urbanistic zona, în care îmi spune că metodologia aprobată prin ordinul ANRE 75/2013, deci ordinul care reglementează și iluminatul public, da, și iluminatul și distribuția de energie, adică spune că pentru dezvoltarea de rețele, de utilități, pe partea de electric, se face în baza unui studiu de fezabilitate pe care îl dezvoltă operatorul, în special Enel Distribuție, care spune operatorului care este cota lui parte de investiție din acea zonă, pentru că eu nu am voie, în principiu, să mă duc și să fac toți banii administrației. Așa este, pe parte și pe administrația parte. Exact. Și la gaze și peste tot. Așa este, da. Problema, și v-am spus-o și mă repet, în momentul acesta, pentru elaborarea acestui studiu de fezabilitate, va trebui să pun la dispoziție planul urbanistic general. De acord cu dumneavoastră. Noi am înțeles. Hai să luăm sistemă. Să vă dat evaluare. Când e gata planul urbanistic general? Deci noi am înțeles. Deci, domnul Filip, eu am stat de vorbă cu domnul Dragoș Angelescu. Am înțeles situația. L-am înțeles și mi-a spus și nu vreau să fiu pisăloag. A zis, doamnă, până la sfârșitul lunii aprilie vom avea, ca au expirat două avize, toate avizele, până în iunie veți avea curent. Problema este următoarea și vă rog să mă înțelegeți, dacă această lucrare nu este prinsă în bugetul local și de asta ne aflăm aici, degeaba că domnul Dragoș poate să aibă toată bunăvoința din lume. Studiul de fezabilitate va da și valoare proiectului. Păi da, dar prindeți, estimativ, ceva în buget.
Păi și atunci vă oprite și ne amânați pentru la anul, nu? Nu, 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 haideți să vă spun ceva. Există rectificări, doamne. Deci bugetul nu este valabil tot anul fără niciun fel de rectificări. Știți foarte bine. Știu și acest lucru, da. În momentul în care... Ce încercam să vă explic și încerc să vă explic în două cuvinte. În momentul în care am studiul de fezabilitate finalizat cu o valoare, o pot pune în buget și să dau drumul la procedurile de achiziție. În condițiile în care Enel-ul vine, dați-mi voie să termin și vine imediat, fără niciun fel. În momentul în care Enel-ul îmi pune la dispoziție acest studiu de fezabilitate astăzi, îl luăm în considerare și spune pe Comisia Juridică, pe Comisia Economică, pe toate comisiile care de specialitate din aparatul executiv, ajungem la concluzia că da, este viabil studiul de fezabilitate, este suportabilă suma, este totul echitabil, conform legii, conform tuturor prevederilor și normativelor în vigoare, în secunda aia putem veni către Consiliul Local, ca aparat administrativ, să spunem așa, domnilor, astăzi ne putem apuca de curent în zona cutare. Bugetul este acesta, conform SF-ului care este asumat de către proiectant, de către Enel, de către toată lumea. Când supunem la vot, suplimentăm bugetul la momentul respectiv și dăm drumul la procedură. O singură întrebare am, dacă îmi dai voie, dragoste, și doamna Fătin să mă corecteze dacă greșesc, pentru că e posibil să greșesc. Pentru a putea rectifica ulterior, nu trebuie prins ca poziție bugetară, chiar dacă își pus suma alocată zero? Să pot aloca ulterior bani dacă nu există poziție bugetară pentru așa ceva? Mai ales dacă eu am un studiu de fezabilitate care mi s-a aprobat în toate comisiile, da, vreau o rectificare. Adică nu este mai în regulă să-l alocați de pe bugetul inițial cu o sumă modică, legea, și ulterior... Ulterior să rectifică. Deci, colegul nostru are dreptate. Mai bine prindem 1000 de lei pe poziția respectivă și nu e. Asta nu se uită, să știți vederea. Doamne ferește! Deci deschiderea unui bugetar este vederea. Iar așa credeți că aș putea să trece vederea problema unui cartier întreg. Domnul viceprimar, că este regulă. Domnul viceprimar, vă doriți preluarea inatului public de la Enel? Dacă doriți preluarea... În sensul ăsta avem transmis de către Enel, inclusiv contractul de comodat. Păi și de ce? A fost transmis săptămânile trecute. Păi și de ce? De ce în ședința trecută mi-a spus că ne-au cerut 4 milioane? Dar noi așa că noi vorbim despre buget aici. Nu, nu. Dar vorbim despre buget, domnul. Nu, noi vom prelua inulatul public de la Enel? Când? Cât mai curând. Păi și atunci ce mai doriți de la Enel să investească dacă noi preluăm inulatul public? Dar faceți o confuzie majoră. Sunt două lucruri. Iar ceva. Distribuția de energie. Eu cred că am ajuns la un numitor comun aici. Haideți să le dăm o veste la cei care sunt prezenți aici. Să deschidem poziția bugetară, să prindem 1000 de lei, așa, și taxe și ca să fie schimbele de luminare. Are dreptate. Nu iluminat. Rețea electrică. Și în funcție de pașii pe care le facem, pe care le facem, este o rectificare. Este legată, dar... Dacă poți să... Bună ziua tuturor. Mă numesc Axinie, stau în cartierul Dobrogea 1, pe strada Geoboxa. Vin încă din mandatul trecut al domnului primar. Nu vorbim de apă și canalizare. Gaze am băgat eu personal cu încă un vecin pe toată strada, am plătit 20.000 de lei. Da? La energie, nu mă lasă să-mi fac, nu pot să mă mut acolo, nu mă lasă să-mi extind rețeaua, pentru că am 160 de metri. Da. Am venit la primărie pentru un refuz. Nu se poate, eu nu pot să-ți refuz, că-ți bag acum, că-ți bag peste 10 ani. Am înțeles. Aștept. Apă, canalizare. Venim de 3 sau 4 ani în audiențe. Dumneavoastră, cât și domnul primar, cât și cine mai sunt? Ne tot ziceți, de la un an la altul, cel puțin cu apa și canalizarea, nu mai vorbesc cu apa și canalizarea. Subiectul ăsta, adică, nu spuneți-mi asta, la capăt ca să le vorbim. Da, spuneți-ne, dați-ne și nouă ceva, vă rog frumos, ceva clar, că până acum s-a vorbit frumos. Domnul primar ne-a vorbit frumos, dumneavoastră ne-ați vorbit frumos, noi am vorbit frumos. Dați-ne și nouă ceva mai clar, ceva mai... O perspectivă. Apa și canalizarea se găsește la... Concret, știe care sunt pași. Nu numai răspunsuri. Deci ceva scris am vrea că de răspunsuri ne-au... S-au dat tot timpul răspunsuri frumoase și concrete. Spune concret care e situația acolo și care sunt pașii de urmă. Nu? Îmi cer 28.000 de euro la 28.000 de lei, îmi cer la lumină dacă îmi fac
Deci aș putea să-mi fac o firmă, ceva. Altfel nu pot să-mi bag în regie proprie. Și îmi cer 28.000 de lei numai pentru extindere de rețea. Mă scuzați, sunt navigator, muncesc, plec mai mult de jumătate de ani de acasă. Nu pot să toți banii care câștig să extind rețelele publice în orașul Mangalia. Nu se pune problema așa. Din punct de vedere al distribuției de energie electrică, suntem în aceeași situație cu situația de la vest, de Muntenii. Acolo și aici, în același studiu de fezabilitate, că solicitarea primăriei va fi făcută pe planul urbanistic general, pe hartă. Și atunci vom prinde toate aceste zone care sunt la ora asta deficitare din punctul ăsta de vedere. Ca să mergem pe același studiu de fezabilitate, mergem pe același, pe aceeași lege și să închidem odată toate problemele pe toate zonele. Din punctul ăsta de vedere, sunteți în aceeași situație cu Alexandru Iliaș, cu Vest, cu Șerban, înțeleg perfect, dar facem aceste cereri de 4 ani de zile. Credeți-mă, mi-e rușine să mai vin. Mi-e rușine să mai vin la primărie. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți în același timp că administrația de acum 4 ani de zile a preluat un plan urbanistic general expirat, pentru care nu se pornise niciun fel de procedură de reînnoire a lui. Și greșit. Trebuie să înțelegeți era pornită procedura, iar eu vă fac ceva, aud că Pugu-i gata în 2 luni. Deci asta e o poveste care în 2 luni e gata, Pugu de 4 ani. Sunt 27 de avize noastre care sunteți chiar în Comisia de Urbanism. Nu spune nimic ce înseamnă obținerea acestor avize. Suntem aproape de finalizare. Suntem aproape de finalizare. În momentul ăsta se vor bate în cuie ultimele detalii pe harta planului urbanistic general, fără să sufere modificări majore, ca să nu fie nevoie reluată procedura de realizare. Momentul în care vom intra în Consiliul Local, Județean Local, cum este procedura, îl aprobăm, iar problema energiei se poate rezolva doar așa. Puteți să ne dați și nouă un timp aproximativ. Nu zic mâine, poi mâine, peste un an, peste cinci. Un timp aproximativ. Exact, puteți asta să ne dați și nouă. Și eu cred că de data asta putem să avansăm un termen. Adică undeva până la începutul verii putem discuta de un nou PUG în Mangalia. Adică valabil, valabil. Să încercăm să fim un timp. Asta așteaptă, domnule. Deci la începutul verii este... planul urbanism, dar lucrările pur și simplu, dar este foarte greu. Să vedem și noi ce m-am făcut. Nu, am zis începutul verii, ca să răspund ceva, ascultă-mă, acolo. Să și asculți, dacă poți să și asculți, este în regulă. E greu să spun, să spun mai să fie iunie, pentru că nu depinde numai de noi, la asta m-am referit. Dar cu siguranță zic eu până la început. La cât timp se schimbă acest lucru? La 15 ani. 15 ani. Și David, deci cam 10 cu 5. Asta vă ia 15 ani să faceți un PUC ca să aibă fie valabil 10 ani? Nu facem primărie. Nu facem primărie. Anul trecut eram la acea situație. Țineți minte că anul trecut... Cu adevărat au fost niște discuții. În acea situație, dar de asta se rezolvă. Ce a fost Eu notez aici, spuneți-mi dumneavoastră, hai să nu zicem început, să zicem iulie. Eu spun mai iulie. Să zicem în decembrie. Puteți să fiți mai clar ce se întâmplă în mai iunie, pentru că eu nu înțeleg exact ce se întâmplă în mai iunie. Să fim mai riguroși pe termen. Că asta așteaptă și domnul. Planul urbanistic general a asumat și de către Consiliul Local Mangalia, se va fi deja depusă documentația către Enel, ca să cu solicitarea de extindere de rețele în zona Geofoxa, că Dobrogea 1, pe zona Vestului, cu tot ce trebuie. Din discuțiile pe care am avut cu Enel-ul, ei vor elabora acest studiu de fezabilitate, că doar cu ei putem să facem. Adică nu pot eu, primăria, să angajez o societate privată să facă acest studiu de fezabilitate. Nu vorbim numai despre Enel, da? Vorbim în general de toate utilitățile, da? De gaze, de canalizare, apă, toate sunt legate. Pe plan urbanistic general sunt prinse acum toate utilitățile peste tot. Și acolo unde nu avem construcții, și acolo unde suntem cu idei de dezvoltare. Adică problema dumneavoastră, problema dureroasă cu care vă confruntați este pentru că la un moment dat administrația locală a pus, hai să spun pe românește, cai după căruță. În loc să aibă planul urbanistic general, reglementări urbanistice, cu utilități, cu tot ce trebuie. După care să scoată
către dezvoltare. Spune, da, domnule, poți să-ți construiești din stânga, poți să construiești din dreapta. Ce a fost, a fost în trecut. Haideți să vedem ce... Da, deci cred că nu mai este atât de relevant. E istorie, nu mai are rost. Într-o perioadă foarte scurtă, vă dau câteva exemple. Avem situații în Mangalia, zone în Mangalia unde nu avem reglementări urbanistice. Aceeași situație este valabilă și în stațiuni. Deci este un blocaj general. Okay. Și de asta încercăm cât de repede și într-adevăr undeva mai iunie sper să avem gata. În mai iunie sunt gata planurile. Într-un an, 2, 3, 5 sunt gata și lucrările? Nu. Eu am casa gata, eu când mă mut, nu pot să mă mut. Eu vă spun așa, îi întreb pe dânsii. Este adevărat că la străzile dumneavoastră acolo sunt cetățeni care și-au pus iluminatul public, ei însăși? Da, da, eu. Da? Vă mai spun un lucru, în momentul ăsta sunt cetățeni care au strâns, vor să dea 400 de milioane să-și pună 5 stâlpi pe stradă. Dânsii vor să știe, domne, merită să dăm ăștia 400 de milioane sau va dura 7 ani până ne face primăria. Nu, că se merită să-i dai, dar să-i și ai pe banda dacă păi nu da, ai. Da, eu păi vă, de eu, da, eu încerc. Măcar să-ți iei înapoi. Ca să înțelegeți sensul întrebării lor. Nu trebuie să-i amestiți. Domnul Bogdanovici, credeți-mă că... Ne-am înțeles foarte bine directe și nu și fără din discuțiile directe pe care le-am avut cetățenii în stradă, nu vorbesc din telefon sau din hârtii. Da, din birou. Eu vorbesc fiind în cunoștință de cauză, pentru că eu cu doamna Spazia nu m-am trebuit doar o dată pe probleme. Nu, dar trebuie să înțelegeți. Noi, de fapt, asta am venit. Nu sunt atât să cerem să se prindă în buget. Atât. Sunt absolut convins în momentul ăsta că suntem, nu aproape, suntem pe finalizare, ceea ce înseamnă un maxim de jumătate de an pentru rezolvarea problemei noastre complet. Acum, în momentul în care voi mai depăși o etapă, în momentul în care mi se va certifica un termen de ENEP, că doar de ei depindem în momentul în care nu am avea pomul gata, vă anunț. Și vă spun, domnule, eu am spus că până la septembrie aveți și curentul instalat. ENEP-ul vine și spune că nu e până la septembrie, că e până în noiembrie sau nu știu. Voi vedea în momentul în care voi avea această informație deci, să certificată. Să înțelegem că, în mod cert, în această toamnă, lucrările încep în zona. Ar trebui, da, da, da. Încep lucrările. Asta înseamnă că o lucrare durează. O săptămână, două luni, două luni jumate. Deci, masă, ca termen. De patru ani de zile. O secundă, ce să se vedea la... Nu știu. Este... Este... Disfructele de la apei și canalizări. Avem prins pe bugetul de investiții suma necesară realizării proiectului pentru apă și canalizare pe strada noastră. Și se începe? Anul trecut, da, în momentul în care vom aproba bugetul prin Consiliul Local, de a doua zi vor putea începe procedurile de achiziție pentru aceste lucrări. De anul trecut avem proiectul gata cu autorizații de construcție cu tot ce trebuie. Într-adevăr, eu am lansat anul trecut informația că suntem gata cu toată documentația și că vrem să ne apucăm de treabă. Singura problemă a fost blocajul administrației de anul trecut. Nu spun mai mult, că n-are rost să intrăm în alte polemici și în alte discuții. Fapt pentru care, având autorizația finalizată, avem emisă tot ce ne trebuie, este prins acest proiect și imediat după ce avem bugetul. Domnul viceprimar, de PUC depind și proiectele POIM pe infrastructura de canalizare? Nu depind, nu? Pentru că eu vă citesc, Comisia Europeană a aprobat 800 de milioane de euro, iar la județul Constanța, tot ce înseamnă dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor, și reabilitarea, modernizarea infrastructurii apă a sistemului de canalizare. Și noi vorbim de acele proiecte Raja pe care noi le-am aprobat în Consiliul Local, în care știți ceva despre ele, Raja se va apuca să facă aceste investiții în Dobrogea 1, Dobrogea 2? Luni, știți numai ceva? Departe, dacă îmi dați voie să vă formulez și răspunsul. Luni, numai departe, am avut o vizită în cadrul Ministerului de Dezvoltare Regională și de vă procurat la Ministrul Secretar de Stat Caraman, așa, poate fi verificat, care mi-a spus clar că dacă sunt pe POI, pe programul operațiunii investiții mari, sunt prevăzute investiții pentru Mangalia de către Raja, să-i lăsăm să-și ducă la capăt aceste investiții. Ele sunt aprobate, sunt în faza de transmitere ultimelor documente pentru a putea fi organizată licitație. Și Raja, eu am văzut proiectul, este Dobrogea 1, Dobrogea 2, vă spun și pe
lungimea străzii, dacă vine Raja și își face proiectele pe in, dumneavoastră la ce mai faceți proiect să mai faceți iar canalizare? N-ați înțeles. N-ați înțeles ce v-am spus. N-ați vrut să ascultați și v-ați continuat întrebarea. Această stradă a fost scoasă din proiectul mare, pentru că noi deja eram cu autorizațiile aproape scoase când au venit. Păi și în loc să le facem pe banii în Raja, îi facem pe banii primăriei. Bun, atunci mai așteptăm un an, doi de zile până Raja va fi gata cu achiziția și cu demarajul. Anul trecut la fel ne-ați spus. Eu v-am spus-o clar și vă mai spunem o dată, dacă vreți să înțelegeți. Noi cu acest proiect eram deja achiziționat, el aveam achiziționat de cadrul Justericiului Publicului. Și ce nu v-ați apucat de la Avem o discuție ciclică care noastră... Nu, știți de ce vă spun? Pentru că deja fiind proiectul aprobat, strada aceasta nu a mai fost băgată în proiectul POIM. Pentru că deja exista o alocare pentru proiect. Dumneavoastră nu a făcut proiectul, a ieșit de pe POIM și dacă POIM-ul se apucă și face tot Dobrogea 1, dumneavoastră, numai dumneavoastră nu mai stă să facă geoboxa. Practic, ați depozitat pe geoboxa de investiții pe banii Raja. Insistați în comentariile astea care... Dar răspundeți-mi, domnule, nu că insist. Răspundeți-mi, e adevărat sau nu e adevărat? Ce să fie adevărat? Raja o să ajungă pe strada asta, când o să ajungă, poate să fie la toamnă, cum avem noi pe proiect, sau poate să fie peste 4 ani, când eu veni rândul. Acum, decizia... Dacă permiteți. Înainte ca Raja să apuce, să ne anunțe, domnule, venim cu proiectul OPOIM 2014-2020 în valoare de atâția bani pe străzile astea, achiziționasem deja proiectul tehnic pentru strada asta. Da? Până aici am fost destul de clar pe dumneavoastră? Da. Bun. În momentul în care am scos și autorizațiile și au venit și ei și au spus, domnule, începem noi să ne apucăm de proiectul ăsta pe fonduri europene. Domnule, zic, vă spărați, eu deja am proiectul pentru străduța asta. Cum fac? Cedați-mi proiectul, l-am pus la dispoziție la Raja și la proiectanților și au adaptat proiectul ca bucata asta să fie luată în considerare ca executată. Că până ori veni ei peste 3 ani de zile sau care până în 2018... Până în 2018, dacă până în 2018 nu încep lucrările, ei pe plătesc penalități de infringement. Bun, începem... În fiecare proiect 2.700.000 de euro. Dar trebuie să înțelegeți că acest proiect înseamnă... Ieri s-a dat anunțul de 800 de milioane de euro. Sau de unde este adus, iar lucrările vor începe în 2018 și se vor termina cine știe când. Ieri s-a dat anunțul de aprobare a fondului. Domnul Maxim, eu cred că ați înțeles ce faceți la oamenilor. Știi bine, că și anul trecut v-ați apucat, dacă mi-a aprobat bugetul săptămâna viitoare, m-am plin de lucru. E rău că le faceți și suntem pe același subiect. O zi, noi mi-a susținut pe Raja, pe 7 ani de zile au promis că vor face proiecte și canalizare. E vorba că și anul trecut a primit același răspuns. Săptămâna viitoare ne apucăm de șantier. Și oamenii încă sunt aici după un an de zile. Când era anul trecut asta? Când era anul trecut, dânsii au fost. Când au făcut dânsii petiție cetățenească. Inițiativă cetățenească legislativă. Dânsii, cum? Erai de față la discuție. Nu, eu eram, v-am spus, eram spectator atunci, da? Cred că petiția a fost... În aprilie a fost, vă spunem. Nu, acolo a fost făcută de soția mea, a fost făcută și n-a avut nicio tentă politică sau altceva. Dar nu discutăm de tentă politică. Și s-a aprobat să bugetul, s-a aprobat problema dumneavoastră. S-a aprobat și ați venit aici, aici erați și spuneați, domnule, dacă mie mi-aprobați acum bugetul, săptămâna viitoare m-a făcut de șantier. Domnul Filip, ați lăsat să termin, că v-a lăsat să terminați. Vă rog frumos, aveți puțin respect dacă m-a apucat să vorbesc. Aici ați venit și le-a spus cetățenilor, domnule, dacă mi se aprobă bugetul, săptămâna viitoare mă apuc de lucru. O să ne apucat că de-a apucat. Băi, să ascultăm oamenii, mă, nu pe tine, măi, omule. De ce nu vreți să adevărat ce spun? Da. Bă, dacă e adevărat ce spun eu, de ce nu închideți gura, domnul Ciurat? Dar nu ți-ai închid gura, dar am venit să ascultăm oamenii, că oamenii au venit cu problemele lor. Lasă-i pe ei să vorbească. Hai să trecem la buget. Oprim, doamne, dar vă rog să mă înțelegeți că utilități și asfaltări în Dobrogea 1, Dobrogea 2, din 2012 până în 2017, în fiecare an au fost prinse buget. Cu amendamente aduse de Consiliul Local, chiar de unde în dezbatere. Deci poziție bugetară și banii alocați au fost în fiecare an pentru lucrurile. În 2016 au fost alocați. Și atunci s-au executat. Iertați-mă, dar eu voi fi țigancă, chiar voi fi țigancă. Pe 2016 au fost alocați. Voi veni aici ori de câte ori, că se pare că bunul simț
nu prea mai funcționează în țara românească, ca să spun așa. De regulă. Și atunci eu am ținut țigancă și am să vin aici. Știți câți bani au fost alocați pentru tramă stradală în 2016? Nu am să vin singură, eu vă spun. 2 milioane de euro. Mi se pare corect, mi-am dorit o casă să mă duc să stau omenește. În data mare voi plăti taxe și impozite, poate să se verifice că sunt un cetățean care sunt în azi, nu am restanțe, nu am nimic. Domnul Filip, în 2016 am avut 2 milioane de euro pentru tramă stradală și alocații. Dacă nu s-a făcut tramă stradală, înseamnă că fie resursa n-a fost asigurată, fie că nu s-a... Fie n-a fost răspare. Deci oricum vorbim despre... Fie n-a sprut. O zic, vorbim despre istorie, nu-mi spune că au istorie. Ne vorbim despre oameni care... Istoria e de 10 ani! Istoria e de 10 ani! Anul trecut pentru un normal cu mintea, e istorie. Recentă, dar tot istorie. Hai să vedem ce facem astăzi. Astăzi ne-am adunat să discutăm despre buget. Oamenii ăștia au venit cu o problemă. Care s-a soluționat? Aș vrea să continuăm discuțiile. Dar aveți ceva alocat pentru stres, doamnă Cotina, pentru Dobrogea Mănuncă. Sau pentru Negru Vodă. Sau pentru orice stradă din orașul ăsta. Că de 1 milion de euro a peticit orașul, dar nu am avut nicio problemă. În schimb, avem... trecut să facem proiectele, să încadastrăm străzile, după care să venim într-o ședință de consiliu, la o rectificare bugetară, să putem investiții. Doamna Fotin, dacă permiteți, rectificări înseamnă pe plus, cum s-au făcut până acum, bani în plus. De unde credeți că vă țin casa banii ăștia în plus, în continuu? Dacă nu i-a spus acum. Deci pentru că știți foarte bine, îmi cer scuze, ce s-a întâmplat în anul trecut. Previziunile bugetare au fost în fiecare an cu cel puțin 50% mai mari decât ce s-a încasat în realitate. Dacă rectificăm pe urmă din pix, dar banii nu se încasează, lucrurile tot nu se fac. Nu s-au făcut până acum. Dacă nu atenție, Diana, dacă îmi dai voie la... Am fost întrebat două chestii. Pe de o parte, cum am ajuns noi pentru anul 2016 la un nivel minim al impozitării? În condițiile în care... Care nivel minim? Care nivel minim? Deci cele mai multe capitole au fost la cel mai minim. Doamna Angelescu, nu mai trebuie să spuneți dată că m-ați mințit de atâtea ori că nu mai fac. Asta nu e simplu. De pe hârtie, taxă și trebuie să pe hârtie, dar nu trebuie. Nu era nici o consiliere nici de asta la momentul respectiv, deși... Dar am citit să știu. Eu eram, doamna Fotin, cât la sută din bugetul orașului reprezintă taxele plătite și impozitele plătite de agenții de servicii. Din păcate, nu știu la procent, dar pot să vă spun că anul trecut avem un caset de la persoane juridice, impozit pe clădiri 7.400.000 și impozit pe și taxă pe teren 2.650.000. În condițiile în care principala taxă este impozitul pe clădiri persoane juridice, dacă discutăm. Corect, de asta discutăm. Acest impozit a fost de 5 ori mai mare decât minimul prevăzut de codul fiscal. Cum vorbim că au fost minime? 1% a fost anul trecut, iar codul fiscal prevede că ai impozit minim 0,2%. Astea sunt informații care le aruncați în enter și care pot fi verificate. N-au nicio treabă. Suntem la fără. Care a fost impozitul pe care a fost impozitul? Toate nu mai știm să citim un lege. Așa cum ar fi este adevărat că minimul 0,2%? Eu vă las să... Este un an înainte, am avut 1,5% și s-a modificat prin Consiliul anul trecut la 1%. Este corect. Asta nu înseamnă că asta înseamnă că e minimul? A plecat de la 1,9%. Deci a plecat la 1,5% 2005. S-a ajuns în 2016 la 1%. Asta înseamnă că în casele din resursa asta s-a diminuat cu diferența de 0,5%. Nu s-au diminuat, domnul Filip. Care au fost în casările, bugetul realizat? În casele realizate în 2016 față de 2015. Deci eu spun că pe proprietatea care a plătit o proprietate. De totală de venituri proprii, suntem în jur de 52-53 de milioane. Adică la fel. Da. Nici nu s-a diminuat bugetul în 2016 față de 2015. Fiindcă s-a exclus masa de impozitare. Corect, a crescut gradul de încasare. A crescut gradul de încasare. Oamenii își pot plăti taxele și impozitare. Deci bugetul primăriei Mangalia n-a avut de suferit, tot banii a încasat. Asta am încercat să spun. Da, deci doar că au fost suportabile pentru agenții economici
care s-au putut dezvolta. Asta e prin agent economic. Nu că este mai ok cu impozitul mai mic. Încasează la mai mulți, mai puțin. Primăria încasează aceiași bani, dar taxele sunt suportabile pentru agenții economici, pentru cetățeni. Au fost. Au fost, acum nu mai sunt, da. Dar sperăm că vor fi din nou. Deci vezi, vor fi din nou. Eu revin la întrebare. Aveți ceva alocat pentru străzi? La afară că veți avea de gând de viitor. În momentul acesta discutăm doar de sutovirea de documentații în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile. De unde nerambursabile? Pe programul de dezvoltare locală. De unde? Programul de dezvoltare locală. Ce program? Programul național de dezvoltare locală. PNDL-ul, dacă vă spune ceva. Așa. A cât ați adresat în 2016? În 2016 pe ce? Pe PNDL? Da. Niciun. Ia să deschidă 2017. Când a fost deschis? E deschis în 2017. Da, vă dau eu alte surse dacă doriți. Dar alocațiile în buget. Păi eu am întrebat dacă este ceva alocat în buget pentru străzi. Sunt alocați în buget. Un leu vreau. Bani? Sunt alocați bani în buget pentru întocmirea documentației. Dar ați avut nicio intenție să faceți. Dacă vrei să soliciți bani la minister, trebuie să duci cu se duci. Doamna Fătrin, eu vă întreb, anul trecut am avut transfer la DGP. Explicație, lăsați-mi să o termine, că acum dacă l-am conferit, să vă ascultați până la capul. Am înțeles, m-am lămurit și cu alea tehnilor și cu... M-am lămurit cu toate. Doamna Fătrin, am avut anul trecut alocat. Nu i-a făcută de ani. Spre ADPP, au fost 20 după aia stăiatul la ridicare creștar. Aproximativ 4 milioane și ceva de lei pentru reparați străzi. Documentațiile și aveau făcute să fie relațiile să fie poate așa, pentru toate problemele. Trebuie să-i plătim. De 1 milion de euro în orașul nostru s-au astupat gropi. Câte grupa ați ascupat de 1 milion de euro, domnul viceprimar? Dar trebuie bine am desenat și încă mai sunt desenat de acolo, nu le-a ascupat nimeni. De ce ducem de teritoriul discuția? Una, n-a fost 1 milion de euro? Bun. Și noi revenim la zile, întrebarea mea revine. Cât aveți alocat pentru străzi? La tine asta nu a fost în gropi, a fost aproape o stradă de străzi. Da, poate, cât aveți alocat pentru străzi? La care spune, dar la întrebare de 2 ori. Nimic, nu ce spui. Dar vreți să cunoașteți adevărul sau nu vreți să cunoașteți? Păi, sincer... Vreți să tac? Eu tac. Eu mă opresc. Eu mă opresc. Vorbiți, că văd că știți, legi, știți. Noi, ca oameni simpli, cetățeni care nu avem studii juridice, am venit să am spus exact ce ne doare pe noi. Să nu credeți că toți cei care își dau cu părerea despre asta au studii juridice, doamnă. Eu vă spun, deci asta, deci iar noi tot așa, că nu știm și ceea ce știm noi oameni. Sunt convins, domnul, așa este, că trebuia să se dea. Dar nu vreau să facem discuția în fața cetățenilor, pentru că așteaptă probabil altceva de la noi. Așteaptă soluții. Oamenii așteaptă soluții, nu discuții. Și treaba are de dreptul. Unde aveți dreptate? Am dat dreptate. Dar să nu le ducem la asta. Nu de asta au venit oamenii aici. Atunci 5 ani ați promis, să faceți strada Negru-Vodă. Nu se poate circula pe cărucior. Un om cu handicap, un om cu probleme, nu poate circula pe trotuarele de acolo. De 5 ani și tot nu s-a făcut nimic. Ce faceți? Asta vreți să știm oamenii, de-aia venim. De-aia vă întrebăm. Veniți să vedeți strada Negru-Vodă. Știu, doamnă, eu știu foarte. Și dacă o știți, domnul Ciurar, eu am mai discutat cu dumneavoastră, dar o știți. De 5 ani de zile, domnul primar, când umbla cu dumneavoastră pe stradă, le-a promis la oameni. Sunt oameni handicapați și nu pot să vorbim. N-am promis, v-a zis clar că o să aibă... A zis să facem. Trebuie să facem aia pentru doamnă. Este cantina de ajutor social acolo. Nu mai puțin, vă rog frumos. Este cantina de ajutor social acolo. Toți oamenii necăjiți, toți oamenii cu probleme, să duc să ia pachete, să duc să ia mâncare. Gândiți-vă cum merg oamenii acolo. Că sunt oameni bătrâni de 80, 70, 60 de ani, unii cu probleme, unii acum, cu... Acum infrastructura este, trebuie schimbată total. Deci ar sunt acei tape care rupe strada. Domnul Andrei, domnul Sfântul 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 Andrei,
Dacă îmi dați voie, un minut, ca și dezbatere publică, ce discutăm noi aici. Deci sunt un grup de cetățeni care au o problemă punctuală, care au venit și este foarte bine că au venit, au pus-o și găsim o rezolvare pentru ea. Este o altă doamnă care are altă problemă cu strada Negru Vodă. Poate mai sunt câteva persoane aici care au niște probleme punctuale. Dar când vorbim de dezbaterea unui întreg buget, părerea mea este că nu putem face asta pentru că nu e cunoștință la cauză. Să citesc acest buget. Nici alți oameni care poate au alte probleme și acum a fost problema că nu i-a prinsă poziție bugetară sau nu se duce așa. Nu știu ce e acolo ca să vadă dacă au o problemă sau nu au o problemă cu bugetul ăsta. Părerea mea este, nu 10 zile cât spuneam, dar măcar 2-3 zile. Haideți să amânăm să le facem de astăzi este miercuri, amânăm pentru luni. Ca să putem să uităm pe asta e toată ideea. Dar punem ce planează, să vină, să poată să vină mai mult. Mai sunt și alți oameni cu alte probleme care nu au reprezentare astăzi aici, care nu poate putea rezolva problemele. Eu sunt misterea. Înainte de asta, doamna Fărin. Doamna Fărin, eliminat public, aveți ceva pentru investiții? Și cât aveți pentru mentenanță. Dar noi chiar înțelegem, dar dumneavoastră știți tot ce este în bugetul ăla, care văd că e foarte stufos. Dumneavoastră de aceea, până acum, ați avut timp să studiați ca consilier. Dar noi am încredere cu regimul din Comisia Economică, pentru că ei sunt mandatați să îl vadă, să studieze. Păi, n-aveți capacitatea să ascultați puțin? N-a avut tot nimeni. Dacă vorbeam, vă rog, de ce n-aveți capacitatea să ascultați puțin? Păi, dacă nu știți. Adică, mă rog să te las să minci oamenii, liniștiți, să nu te încurcuți. Ce n-ai făcut? Este boală care să le ia de oameni. Adică, și eu să vedem? Dar dumneavoastră l-a aprobat și trebuie să știți ce scrie în el. Nu mai colegi din... Cei care l-a aprobat și a fărat să nu trebuie să știe și au încredere. Păi nu merge așa. Cum adică? Dumneavoastră veniți la mine cu o hârtie semnează. Cum să o semnez? Dacă eu nu știu ce scrie în hârtie. Păi deja am înțeles că decizia este dată. E o propunere pertinentă să-l amânăm. Deci nu, două zile să-l putem citi. Trei zile, cât nici nu vrem să-l luăm. Să-l luăm ceva. Cred că asta s-a întâmplat. Pedelul vrea să ne dea doar să nu vreți. Și am putea să ne dea doar să ne vreți. Nu să ne uităm pe asta. Doar că nu suntem așa de pice cu scalanță. Decât să ne împărășim pe toată. Avem și noi segmentele noastre. Dacă nu ceea ce a spus, da, eu am tăcut mai mult ca să aud, să am timp să faci să iau lumină. Sărim, bugetul este în dezorul la fără. Dar care dacă este ca să vă face rectificare bugetară, da? Dar ca și sumă și grup, așa este prins acolo, da? Ca și... Ține de ceea ce consilierele trebuie dezvoltat, că întotdeauna e ceva de mult. Orice dimensiune a municipiului. Noi vrem mai multă transparență.
transparență de la dumneavoastră. Asta cred că ar trebui și aici, ar trebui pusă discuția mai clară. Înainte de termene, ar trebui puțin mai clar explicat oamenilor care sunt etapele, ce anume se face. Am avut alții înainte. Am avut corespondență cu nu, am zis așa. Cred că asta cereau și de fapt, nu au avut niciodată nimic. Vreau să mai multă transparență. Exact, am înțeles. Se trebuie să dumnealor au nevoie de o soluție, nu de explicații de ce nu se poate. Că degeaba se spune în iunie și nu se face în fost. Dar au fost făcute până în iunie. Demersul cu tare, demersul cu tare, demersul cu tare. Pașii sunt ăștia, ăsta, ăsta. Cred că asta e tot. Noi pe strada Șerban Calta cu Sino și ne-a spus așa, că mai are nevoie de două avize și deja, cum este acum în primăvară, încep lucrării. Cred că asta e. Și acum vine și ne spune că mai trebuie să mai așteptăm până, nu știu când, că nu avem nici ce avize. Deci, practic, suntem mințiți. Deci, cred că aici ar trebui discutat mai clar. Deci, corespondența să fie undeva în zona scrisă, să se spună concret. Dom'le, a, mai am de făcut aia, ăștia sunt pașii și ține de ăla. Suntem, practic, mințiți. În fiecare an suntem mințiți. Deci, dacă s-ar ajunge la distanția asta, domnule, ăștia sunt pașii și se dă în scris. A fost spune, de spune că mai ne trebuie nu știu ce aprobări, nu știu ce sunt de la RNL. Deci atunci am spus că acum cum este în primăvară începe. Februarie l-ați depus. Și acum ne spune că nu, că mai trebuie să mai așteptăm. Asta ce înseamnă? Nu, trebuie să vă dea răspuns. Ce putem noi să credem? Cred că aici trebuie dusă discuția. În zona asta trebuie să discuție. De ce nu vă știu, mă, dumneavoastră, că de acum 4 ani sau de acum 5 ani sunteți cu problema asta, cel puțin ce ați venit pe la primărie. Acum 4 ani sau 5 ani aveam... Banii voiau de vacanță și de 15 ani. Deci era foarte simplu. Și noi la fel. Cum era valabilă? Între timp a expirat funcția. Mă, ce să se facă funcția? Nu neapărat un termen rezolvat. Degeaba dai o termen dacă nu ți-l vezi. De ce nu se poate trage? Exact, nici acolo, să iau aia de sunt acolo. Ține de ăla, aia. Asta trebuie să nu vă mă de asta. Trebuie să nu vă mă 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 cineva își va construi o casă. Spre exemplu, doamna și-a construit casă așa. Eu acum, imediat, după toate discuțiile astea și după toate... sunt alți oameni care au... Ce e corect, e corect și sunt situații în care trebuie să iau apărarea administrației. Dacă planul de încadrare în zonă și planul de urban, în general, sunt două lucruri complet diferite. Diferite. Sunt de acord cu dumneavoastră, așa este, dar se pare că având acele măsurători, acele cadastre, acele, se știe că acolo este o zonă... Mangalia a avut un plan de urban în general, că l-a avut întotdeauna, dar el este valabil o perioadă de timp, după care se mai poate aplica încă 5 ani, după care expiră, nu se mai poate aplica. Momentul de față e expirat, dar în ultimii 5 ani sau ultimii 4 ani n-a fost expirat. S-a lucrat, din 2014. Dacă nu 2014, deci 2012, 2013, 2014 s-a lucrat pe acest plan de urban general, care era valabil, adică se puteau face toate lucrări, tot ce e nevoie să facă acum și e nevoie de plan de urban general, 2012, 2013, 2014 se puteau face, când dumneavoastră erați la fel, cu tot grupul la primărie și solicitați lucrurile astea. Nu, eu din 2014 am ajuns cu primăria, recunosc pentru această casă. Ca să nu lungim mai mult decât este necesar, am înțeles, am amânat pentru... Și erau și banii alocați. O să fie comunicată și MORAV în cadrul anunțului. Vor fi consemnate toate discuțiile astea și în procesul... Adică nu amânăm. Reluăm ședința bugetului în data de luni. Procesul verbal de astăzi rămâne valabil și vor fi consemnate toate discuțiile pe care le-am avut aici în proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului. Okay. Da. 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 Da.